Ce înseamnă emoția? Din engleză, emotion se împarte în E care înseamnă energy și motion care înseamnă mișcare, adică energie în mișcare. Fiecare emoție este această energie în mișcare și ce înseamnă? Trebuie să o lași să se miște. Să nu ții, să nu păstrezi în sufletul tău și nu mai zice la nimeni. În momentul în care noi recunoaștem, mi-e rușine, mi-e frică, mă simt vinovată, mă simt urâtă, când spui exact cuvântul sau emoția, automat se dizolvă și ea își pierde din importanță și putere. Eu de asta cred că nu contează în ce punct ești. Tu în orice moment poți să-ți schimbi ceva, pentru că există și acest concept de neuroplasticitate, care lucrează de fapt neurogra neurografica. Ce înseamnă asta? Că creierul se poate modifica. Rețelele noastre neuronale se adaptează. Și asta înseamnă că fiecare om poate să fie altfel. Și eu cumva de mică știam că nu există oameni răi. Fiecare om este bun și în el are iubire. Iar această iubire este ingredientul principal din orice tehnică de vindicare. De deci, ce? Pe lângă instrument, fie că oamenii cred în regresie, fie că nu cred, fie că o să încerci neurografică sau nu, cât timp există iubirea în ce faci tu și spre ce ești chemat, acolo tu o să reușești. Și mai ales la femei, nouă ne ia foarte multă energie când facem lucrurile care trebuie și mai puțin cele pe care chiar le vrem. Și am început să analizez foarte des în viața mea, când, repet, mă duc în că trebuie să fac asta. Stai, trebuie sau vreau? Și dacă chiar trebuie și am nevoie, schimb cuvântul. Nu mai zic că trebuie să fac asta, ci zic că eu vreau să fac asta. Dar dacă nu trebuie, atunci zic, înseamnă că nici nu o fac. Și așa eu, în general, foarte mult din viața mea am scos, am eliminat. Pentru că nu erau cu adevărat lucruri prioritare și importante pentru mine. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI, sunt Fiorela Timici și astăzi vom avea o discuție extrem de spirituală, aș spune eu, Vom vorbi despre neurografică și cum aceasta ne poate impacta viața, dar vă spunem mai târziu cine este uh, invitata noastră. Până atunci, vă reamintim că partenerul nostru principal este balcan.ro. Aveți 10% reducere de fiecare dată când folosiți codul BZI-10 și cumpărați un produs pe site, de aceea profitați din plin. Aranjarea părului pe care o vedeți astăzi este semnată de salonul Dona Carina, pe această care le mulțumim, iar ținuta aceasta o foarte ușoară și vaporoasă, este semnată de brandul românesc Concept Androa. Alături de mine astăzi este Mădălina Ceban, este facilitator în neurografică și ghid în regresie, dar mai multe ne spune chiar ea. Bună Mădălina și bine venit în studioul nostru! Salutare, dragă Viu, și bine te-am regăsit aici! Abia aștept să avem acea discuție de suflet și alături de oameni de data aceasta și să împărtășim din iubire tot ceea ce avem și am acumulat noi. Sunt sigură că acest interviu va fi unul foarte util pentru mulți oameni pentru că nu se discută foarte mult, cel puțin aici, în spațiul românesc, despre neurografică. Hai să se ajutăm pe oameni să înțeleagă ce înseamnă neurografica. De acord, această metodă a fost inventată în Rusia, de Pavel Pescareov în 2014 și e personal tot am aflat-o de la ruși, adică în spațiul românesc cred că am găsit 2-3 oameni care știau ce înseamnă această metodă. Eu am dus și un exemplu de algoritm, Cam așa poate să arate. Sunt foarte mulți algoritmi, sunt peste 50 de algoritmi în neurografică și fiecare poate lucra cu diferite aspecte din viața noastră. Spre exemplu, pe domeniul de sănătate, pe domeniul de frumusețe, pe diferite dorințe pe care noi le avem, inclusiv bani, lucruri materiale, case, mașini. Și pe mine asta m-a atras, că am zis. Hai să văd cum funcționează. Eram foarte sceptică la început, că când mă gândeam cum în desen poate mie să-mi schimbi viața. <laughs> și atunci am zis, ok, hai să încerc și eu, și abia după o să pot să dau și eu o părere despre asta. Să ne spui și ce faci mai exact tu, care este activitatea ta, cu ce îi ajuți pe oameni și cine mai exact ești tu, Madalina. Eu, Madalina, în primul rând vreau să zic că sunt suflet, om și femeie. Avem foarte multe roluri, dar cel mai mult ce fac cu oamenii, asta este despre regresie și neurografică. Ce îmi place mie să fac cu oamenii este să îi las să se conecteze cu sufletul lor, cu inima lor. Pentru că, în momentul în care omul este aliniat și se simte bine cu sine, automat în jurul lui lucrurile se întâmplă ușor. Și eu asta am căutat toată viața, eu căutam. Cum la alții se întâmplă ceva foarte rapid, foarte ușor, dar la mine trebuia să depun foarte mult efort și meream căutat răspunsuri să văd ce stă în spate la asta, de ce la unii automat le vine ușor să facă acțiune, iar eu trebuie să stau, să lucrez, să învăț, învățam și noaptea, iar aveam colegi care foarte rapid știau tot. Și atunci, căutând răspunsurile astea, am ajuns la tot felul de instrumente, inclusiv regresia și inclusiv neurografica. Pe partea de regresii, ce faci mai exact? Regresia... Cum, cum, ajunge, cum ajunge omul să facă o ședință de regresie la tine, de exemplu? Știi? Hai să uh -huh. ne imaginăm că ce care o parte din cei care urmăresc acum acest podcast uh, uh, poate aud prima dată despre regresie uh -huh. sau aud prima dată despre neurografică. Atunci hai să începem cu o mică, ușoară definiție pentru fiecare. Uh -huh. Regresia este o călătorie în timp. Și călătoria asta în timp se face cu scopul de a vindeca acele dureri ale noastre care încă ne trag în spate. Pentru că fiecare durere a noastră, fiecare amintire dureroasă este ca o ancoră. Dacă noi o lăsăm acolo, ea continuă să ne tragă în spate. Și de aceea uneori ne se dă foarte greu. De aceea unii parcă au areb și e ușor, pentru că ei și au vindecat foarte multe straturi, ei și au vindecat durerile, ei și au vindecat blocajele. Iar despre neurografică este o metodă foarte profundă de lucru cu subconștientul nostru. Anume, subconștientul este cel care creează realitatea noastră. De deci, aceea, manifestarea fără lucru cu subconștientul nu are sens. Pentru că noi oricum manifestăm ceea ce suntem noi, nu ceea ce credem că vrem sau ceea ce scriem pe foaie de multe ori. De deci, aceea avem nevoie să mergem subconștient și eu mereu am fost atrasă de metode care lucrează anume cu partea asta. Nevăzută. Nevăzută, exact. Și mereu am fost atrasă de aspectele astea, așa de mică mi se părea că sunt detectiv și cu verișorii mei mereu mă jucam doar de detectivul, pentru că mereu voiam să investighez, să știu ce se întâmplă în spate și cam așa. Referitor la regresii, hai să, ca să fie mai ușor de înțeles, hai să, să ne spui, nu știu, să ne dai câteva exemple concrete, cum Poate omul să găsească un răspuns și să-și schimbe viața lucrând în cadrul acestor ședințe. Mm -hmm. O să dau câteva exemple clare din sesiuni. Și un lucru foarte important aici de știut este că regresile pot să meargă și în copilărie, și pe neam, și în orice vieți anterioare. De aceea, la foarte mulți beneficiari cu care am lucrat, spre exemplu, primele sesiuni, noi mergeam doar în copilărie. Pentru că acolo omul este cel mai deschis să vadă și nu are încă acel scepticism la început. Un exemplu de sesiune. La un moment dat, beneficiarul care lucram îmi spunea că are acea frică foarte puternică de înnec. Și oricând mm -hmm. se ducea în vacanță, nu se putea relaxa, pentru că de fiecare dată ea avea acea panică în corp. Și am mers să vedem în regresie de unde vine acea frică, cum a ajuns ea să aibă de mică... Cumva... Inexplicabilă. Exact exact. exact, exact. Și mergând în regresie, am ajuns într-o viață anterioară, în care această femeie și-a pierdut copilul înnecându-se. Și ea nu l-a putut salva. Și de fiecare dată când își vedea copiii că vor să meargă la mare, mereu intra în panică, iar soțul ei nu înțelegea ce se întâmplă cu ea, să-i lase să se joace. Și astfel de frici inexplicabile sau astfel de blocaje pe care noi le avem, ele au o cauză. Și exact cum a învățat străbunica mea, dacă tu nu o să smulgi buruiana de la rădăcină, ea o să continue să crească. Așa că e necesar să mergem la cauza principală, indiferent că ea se află în această viață sau în alte vieți, ca noi ușor să mergem, ușor să vorbim în public, ușor să ne manifestăm, ușor să ne deplinim dorințe. Și foarte des, repet terminul ușor, pentru că eu aveam această credință de mică că lucrurile nu ar trebui să fie grele, eu nu ar trebui să sufăr 10 ani ca după să am curajul să fac ce oricum simt acum. Dar, în același timp, cu siguranță, ai întâlnit foarte mulți oameni sceptici care spun că. Există doar această viață și că nu există reîncarnare sau că au mai fost alte vieți. Când întâlnești astfel de oameni, ce le răspunzi? La început, voiam să le zic de ce nu este așa. După care, eu am înțeles că fiecare o să înțeleagă la timpul lui ce are de înțeles. Și pentru acești oameni, de obicei, pur și simplu le pun întrebarea ce îți dorești tu cu adevărat de la viață. Pentru că dacă tu îți dorești să mergi așa cum ai mers până acum, probabil nu ai nevoie. Dacă vrei să schimbi ceva în viața ta și vrei altfel să reușești, atunci probabil ai nevoie. Pentru că noi nu am venit aici să suferim, noi nu am venit aici să fim singuri, noi am venit aici să experimentăm viața, să ne bucurăm, să iubim, să simțim cum este să trăiești aici din bucurie. Cineva ar putea spune că în cadrul acestor Regresii, e vorba de fapt de o meditație mm -hmm. da? în care, mm -hmm. sau o meditație, sau cum ar fi corect să spunem. Mm -hmm. Înainte de sesiunea propriu-zisă, există uh -huh. o meditație, anume ca noi uh -huh. să ne relaxăm și să mergem pe undele teta, uh -huh. Pentru că anume pe aceste unde ale creierului, noi reușim să accesăm acele informații care conștient nu prea putem, nu avem cum să le accesăm. Uh -huh. De aceea, foarte des, oamenii înainte de somn sau imediat cum se trezesc, au tot felul de idei. Pentru că fix starea aia pe care o ai înainte de somn, înainte să adormi, este starea teta. Și de aceea foarte mulți oameni atunci au tot felul de revelații, conștientizări și insight-uri, pentru că creierul, creierul se relaxează și automat în această stare tu accesezi rapid și ușor orice informație. Cam asta se bazează și regresia, să mergem în starea teta și deja cu un ghid să ajungi în acele episoade din viața ta, fie că ea este acum sau a fost o viață anterioară, în care ceva s-a blocat, în care ai mm -hmm. rămas cu regretul. Pentru că oriunde există o emoție puternică atașată, acolo noi mereu mergem inconștient. Noi o să atragem aceleași oameni, aceleași situații, pentru că încă nu am vindecat acea chestie. Cineva ar putea spune că ceea ce vedem în timpul unei regresii nu este nimic altceva decât jocul imaginației Imaginează. noastre și că, într-un fel sau altul, nu avem nicio siguranță că, într-adevăr, asta s-a întâmplat într-o altă viață. De exemplu. Eu foarte des am întâlnit asta și eu inclusiv când am făcut prima regresie acum vreo trei ani jumate, mă gândeam, merg eu în regresie și oare chiar o să ajung eu la o viață anterioară, oare chiar am trăit eu, dar din nou eu sunt omul care nu crede, sunt sceptic, dar merg să văd. Uh -huh. Și așa am mers eu atunci să văd în regresie ce se întâmplă. Și am ajuns la o viață anterioară și după ce am terminat sesiunea mă gândeam, cum eu o să înțeleg că asta a fost real să imaginație ca după câteva săptămâni să mi se facă o ofertă pe care nu o credeam posibilă și să reușesc să vindec niște chestii pe care toată viața, care toată viața m-au durut. Și mai ales era vorba de relația mea cu corpul fizic. Eu făceam sport de mică, am făcut atletism, dansuri, dar nu puteam să-mi accept corpul. Niciodată nu mă simțeam cu adevărat bine, frumoasă, mă comparam constant cu femeile. Și am mers în regresie să văd ce se întâmplă, de unde vine durerea asta mea. Am ajuns la mai multe situații acolo în care um, nu știu dacă e cazul să le povestesc, dar, de exemplu, într-o viață anterioară am văzut clar cum eu arătau foarte bine și judecam alți oameni, alte femei uh -huh. care nu arătau la fel de bine. Uh -huh. Și de fiecare dată când noi judecăm ceva, automat legea karmei sau legea compensației o să ne facă să retrăim ce am provocat altora. Și așa am ajuns eu în uh, mai multe vieți în care nu reușeam să-mi accept corpul, fie era foarte frumos, dar judecam pe alții. Și după câteva săptămâni, țin minte că am mers la sală și aveam o stare de bine, dar o stare pe care nu o, vă, nu -o vă sesim înainte eu mă uitam la alte femei și pur și simplu mi-era ușor să vorbesc cu ele, mi-era ușor să mă deschid cu ele, dar de obicei eu când vedeam femei frumoase, mă gândeam a, e frumoasă, dar eu nu, sau cumva, dar femeile care mi sperau râde mă gândeam, e, ea nu e chiar frumoasă sau ceva de genul ăsta și astfel de gânduri pe care noi le avem, e necesar să vedem de unde vin, uh -huh. pentru că ele toți sunt despre noi și, când și eu am... acum, cum percep toate femeile? Frumoase mi îmi plac femeile. Am început să mă deschid așa de mult cu ele și eu, nu știu, probabil exact din cauza asta am mers spre programare, spre informatică total, uh -huh. unde să nu fie femei. Și mie mi-era atât de ușor să vorbesc cu bărbații, să mă deschid lor, dar mult mai greu cu femeile. Uh -huh. Și nu înțelegeam de ce nu am mai multe prieteni femei ca după ce să vin de chestiile astea, în jurul meu să mă conjoare femei faine, frumoase. Și mai ales... Și uh... propondorentul și lucrezi cu femei mai da, în mult. Da, da. Păi 98% sunt femei, chiar și de fiecare dată când fac un nou curs, sunt Trei bărbați, cinci maxim am avut, în rest toate sunt femeile. Pentru de ce chiar crezi că le femeile sunt mult mai deschise spre a asimila aceste cunoștințe de ordin spiritual? De ce ele sunt mult mai deschise spre a, a săpa în adâncul lor? A lucra mm -hmm. cu ele, a vedea de ce simt asta, de ce simt aia, de ce în momentul în care interacționez cu o anumită situație mi se declanșează un anumit comportament ciudat. De ce crezi că femeile, uite, de multe ori e, și foarte mulți specialiști spun că femeile sunt mult mai deschise spre dezvoltarea yeah. personală și spirituală. Majoritatea cursurilor pe care le-am făcut erau pentru femei sau erau despre femei și asta se întâmplă pentru că creierul nostru este altfel, noi suntem mult mai emoționali, noi suntem ființe care prin emoție vedem lumea, bărbații sunt acele ființe care văd prin rațiune lumea de deci, aceea când noi îmbrăcăm o haină, foarte des ne întrebăm, dar asta cum îmi stă mie, dar eu cum mă simt în asta sunt frumoasă în asta sau poate nu -mi stă bine dar bărbații se uită și dacă tu ai un sacou alb și a doilea, total sunt la fel. Chiar ieri eram la cumpărături și iubitul meu se uită la mine, aveam două perechi de pantaloni negri, care erau total diferiți pentru mine. El se uită și zice, astea sunt la fel, nu e nicio diferență. Și cumva pentru că ei privesc lumea total rațională și pentru ei pasul ăsta necesită mult mai mult efort. Cu toate astea am avut atâtea sesiuni și de regresie și... Pur și simplu discuții cu bărbații în care am simțit profunzimea lor și cât de ușor de fapt ei se conectează, dar mi se pare că undeva lor le e frică să recunoască asta. Mm -hmm. De parcă nu le este permis, pentru că acesta este un subiect sensibil. Este un subiect în care e necesar să fii vulnerabil la un moment dat. Și pentru ei e mult mai greu să facă pasul ăsta de vulnerabilitate. Și în relație se observă asta. Când bărbatul plânge sau devine vulnerabil. Ție ți mai picioarele pentru că tu te gândești cum asta s-a întâmplat. Pentru că la el saltul trebuie să fie mai mare aici. La noi devine mai natural. Pentru că așa suntem noi construite. Așa e creierul nostru, așa este corpul nostru. Ai adus aici un desen și spuneai mai devreme că inclusiv și tu nu credeai că un desen Îți poate impacta viața, te poate vindeca și, în general, te poate ajuta să manifesti realitatea anumite dorințe. Ce înseamnă acest desen, de fapt? Uite, eu să-l mai arăt odată și pe spate nu cred că se mai vede pentru că am desenat. Este uh -huh. scrisă tema și anumite cuvinte. Și de ce spun asta? Pentru că fiecare algoritm are opt pași. Acești opt pași pe care noi îi facem, fiecare reprezintă ceva pentru subconștientul nostru și pentru psihicul nostru. Primul pas este anume să știi tema și eu de exemplu când am aflat din neurografic am zis ok hai să-mi leg eu o temă unde pot să văd clar rezultatele și am ales tema banilor și pe lângă asta eu aveam o durere foarte mare de mică nu știu cum de la 15 ani în capul meu era o singură întrebare care este vocația mea? Și nu înțeleg de ce la vârsta aia pe mine așa de tare mă păsa, dar real eu nu puteam să stau și să dorm nopți în șir, pentru că eu nu înțelegeam care e vocația mea. Și toată lumea îmi spunea, dar tu liniștești că o să străiești viața și abia atunci o să înțelegi. Deci doar la 15 ani tu aveai eu, niște, deci practic te gândeai la niște chestii destul de mature. Da, da. Și atunci eu am zis, nu, eu o să fac uh, tot ce trebuie ca să-mi găsesc vocația cât mai devreme. Pentru că ce m-a făcut pe mine să caut asta? Eu vedeam foarte mulți oameni în jurul meu care nu iubeau ce fac. Inclusiv la școală, inclusiv la facultate, la liceu, în jurul meu pur și simplu oameni care erau triști. Și eu nu înțelegeam de ce oamenii trebuie să fie triști. Eu mereu eram pozitivă, eu mereu eram cu zâmbetul pe buze. Și la un moment dat mă gândeam, dar eu când o să fiu mare, exact aceea întrebare, ce vreau cu adevărat să fac? Și țin minte de mică când primeam această întrebare, eu ziceam, eu o să lucrez cu oamenii, eu o să fac ceva pentru oameni. Și străbunii mei mereu îmi ziceau că tu ori medic o să fii, ori psiholog. <laughs> Și nu întâmplător, intuiau ei ceva. Iar revenind la desenul acesta, neurografică, eu am început să desenez scriind următoarea intenție. Eu fac din pasiunea mea, lunar, mai mult de 2.000 de euro. Și mm -hmm. am zis, ok, banii ăștia din pasiune, oare chiar e real să-i fac? Și am început să desinez. Nu, nu pun nimic, nu zic nici da, nici nu, hai să vedem. Am desenat eu cam o lună, undeva 20 de desene, adică destul de mult. Eu când am desenat, am zis că desenez chiar să simt efectul. Și în mai puțin de două luni. Ce A vârstă aveai atunci? 21 de ani. Asta a fost uh -huh. fix un an în urmă. Tocmai 22. 22. Fix un an în urmă uh -huh. eu am întâlnit neurografica. Uh -huh. Și fix atunci eu simțeam că am făcut foarte multe cursuri, am învățat și am trecut prin foarte multe, dar eu concret nu am ceva. Uh -huh. Și zic, de ce am găsit atât de multe instrumente? De ce am trecut prin atâtea cursuri, formări? Mă duceam dacă trebuia, și la cursuri din Rusia, și în București, și mă duceam și în afară. Dar totuși nimic nu, nu simțeam, nu simțeam că am ceva clar. Și am zis, eu vreau asta să fac. Și am zis, ok, după două luni, aproape două luni, găsesc acel curs despre regresie și anume să mă formez în regresie. Eu făcusem pentru mine, dar deja acolo învățam să fac și să ghidez pe alți oameni. Când am intrat în curs, deci din prima lecție, cu tot corpul meu, am simțit, asta e. Mm -hmm. Și asta era despre vocația mea. Pentru că la un moment dat cineva mi-a zis vocația ta e atunci când tu nu o să te mai întrebi dacă asta e vocația ta. Mm -hmm. Și eu totuși mereu ajungeam să mă întreb, dar sigur e vocația mea și știam că dacă încă mă întreb și dacă încă am dubii, probabil încă nu e. Și atunci mi-a atât de ușor mi-a venit, ții minte că eu am dedicat două luni în care zilnic făceam sesiuni practică. Și eram acel om din curs care zilnic scria pe grup și spunea hai să facem practică, hai să facem practică, eu vreau să mai fac asta și toată lumea m-a întrebat, de unde ai energie? Dar eu am zis, eu o să pun totul pe pauză că eu real să vin all in în regresie, all in să simt cum este asta și atât de ușor s-a simțit și mai ales cel mai mult pe mine m-a bucurat și eu de asta aveam nevoie să văd rezultatele oamenilor. Să văd că real în viața lor se schimbă ceva. Pentru că altfel eu nu mai puteam să continui. De asta și-am lăsat foarte multe tehnici. Ce rezultat ai văzut? De exemplu, foarte multe femei aveau dureri menstruale. Mm -hmm. Și pentru multe deja era normalitate. Eu am avut, cred că vreo cinci femei, care mi-au lăsat un mesaj clar că după o lună, când a venit următoarea mm -hmm. lună menstruație, fiecare mi-a scris nu am nicio durere. O tipă wow. chiar mi-a scris acum, deci după trei luni de regresie, mi-a zis, eu am mai așteptat o lună, am mai așteptat o lună și eu nu am nimic. Eu nu înțeleg cum se întâmplă. Luau pastile, nu știu pentru că n-am luat niciodată, nu știu ce pastile erau alea, zis că luam tot felul de chestii doar ca să înceteze acea durere, să o blocheze. Iar acum, Dar ce mai răspunsuri au. ele? De cum, cum reușeau să se vindece și de ce femeile au dureri menstruale din totul mm -hmm. de vedere în cazul ăsta? Ce am observat eu în sesiuni este faptul că majoritatea mm -hmm. au trăit fie în această viață, fie în altele, un abuz. Mm -hmm. Și acolo unde există abuz. Abuz emoțional, abuz fizic. Poate fi abuz și sexual. Majoritatea a fost sexual. Mm -hmm. Și mai ales acolo, este clar că tu îți blochezi energia, este clar că automat corpul tău respinge. Mm -hmm. Și de aceea tu nu poți explica anumite chestii, de aceea chiar dacă tu încerci să tratezi problema cu pastile sau așa, pe termen lung ea nu rezistă, adică pentru că tu n-ai ajuns la cauză. Da, au fost și cazuri în care a fost un abuz emoțional, dar ce am observat majoritatea sunt totuși abuz sexual. Și pentru multe femei, prima relație sexuală nu a fost deloc plăcută. Și acolo unde se întâmplă asta, automat se blochează energia. Dar energia sexuală este energia vitală, este energia vieții. Și atunci când noi învățăm să o folosim conștient, cu iubire, nu ne merge ușor, noi avem idei foarte multe, noi foarte ușor manifestăm în viața noastră dorințele și ideile pe care le avem. Pe lângă faptul că ai spus că, uite, ai văzut cu ochii tăi cum multe femei s-au vindecat de aceste dureri. Care le torturează lunar uh -huh. pe, pe femei. Ce alte vindecări ai observat? Știi, te întreba uh -huh. acest lucru pentru că foarte mulți oameni care vor urmări acest interviu se vor regăsi și, uite, tu vorbești despre dureri menstruale, e ceva foarte răspândit și aș vrea să mai dăm astfel de exemple ca uh -huh. oamenii să înțeleagă că. Este greșit să considerăm că dacă ceva se întâmplă la foarte mulți oameni, așa trebuie să fie. Da. Uite, aici mi-a venit un exemplu, și chiar am primit acum aproape o lună un mesaj de la o doamnă care îmi spunea: După atâția ani, la 40 și ceva de ani, eu am rămas însărcinată. Era o doamnă care și-a pierdut a trei pierdut sarcini. Și deja la un moment dat a renunțat. Și când a venit în sesiune, am simțit că are o dorință atât de arzătoare în ea, dar efectiv nu voia să recunoască. Dar știu că ghizii noștri spirituali și sinei noștri înaltă, adică sunt acele ființe care ne ajută și în regresie și care în general sunt lângă noi, o să ne ghideze exact spre ce are ea nevoie. Și așa am ajuns la experiențele în care ea și-a pierdut sarcina, pentru că foarte multe femei care și-a pierdut sarcina sau au făcut avort, pentru că la primă, prima sarcină i-a făcut avort, simt vinovăție. Și acea vinovăție nu are cum să te lase să reușești. Ori unde există vinovăție, acolo se blochează dorința, se blochează procesul. Și în sesiunea am mers să vindecăm anume acea problemă pe care o avea, și eram la Batrador, ne eram la munte cu familia și primesc un mesaj. O sun ca să vorbesc cu ea și îmi zice Madalina, îmi tremură mâna. Am testul în mână și e pozitiv. Wow. Și n-am mai avut asta. Nu pot să cred cum s-a întâmplat asta. Și era atât de entuziasmată. Pur și simplu plângea la telefon pentru că acea bucurie a ei deja stătea de o viață întreagă. Și eu de asta cred că nu contează în ce punct ești tu în orice moment poți să schimbi ceva, pentru că există și acest concept de neuroplasticitate cu care lucrează, de fapt, neurogra neurografica. Ce înseamnă asta? Că creierul se poate modifica. Rețelele noastre neuronale se adaptează. Și asta înseamnă că fiecare om poate să fie altfel. Și eu cumva de mică știam că nu există oameni răi. Fiecare om este bun și în el are iubire iar această iubire este ingredientul principal din orice tehnică de vindicare de ce pe lângă instrument, fie că oamenii cred în regresie, fie că nu cred, fie că o să încerci în neurografică sau nu cât timp există iubirea în ce faci tu și spre ce ești chemat acolo tu o să reușești În momentul în care spuneai tu acum 10 ani, Pavel Pescarov a inventat neurografica Aș vrea să faci un pic de claritate aici, să spunem cine a fost el și de ce trebuie să. Credem uh -huh. în neurografică și cum aceasta impactează uh, creierul nostru la nivel științific. Pentru că, din ceea ce îmi povesteai tu, el este. el uh, Arhitect, arhitect exact. și doctor în psihologie. Da. Deci, nu este pur și simplu un om care s-a trezit într-o da. dimineață și a zis că, uite, eu vreau să învăț pe oameni să facă da. neurografică. Da. Te rog foarte mult să faci aici mai multă claritate. Să... Pavel Pescareov, eu uh, îl consider unul dintre cei oameni pe pământ care au reușit să schimbe lumea. Eu foarte des când găsesc o metodă, merg să văd cine a inventat acea metodă și ce istorie are el, pentru că acolo știu că o să găsesc anume răspunsurile și cum de fapt a fost inventat. Pavel Pescareu este și doctor în psihologie și arhitect la bază. Chiar și părinții lui de fapt au fost arhitecți și nu întâmplător, pentru că exact pe desen se vede clar cum lucrează cu simbolurile, cum lucrează cu liniile. Doar că el pe la 40 ceva de ani, când deja credea că toată viața și-a făcut, a simțit o criză foarte puternică. Și de mic totuși spunea că voia să inventeze ceva, dar uite că toată viața l-a pregătit pentru ca să aducă în lume acest instrument și lui a trebuit câțiva zeci de ani păi practic toată viața lui, ca să ajungă la ce a ajuns acum. Și el este tot un om foarte fain și, exact ca mine, uneori foarte sceptic. Mm -hmm. Și a zis, eu vreau să fac asta și o să iau toți prietenii, toți oameni din jurul lui, să-i pună să facă neurografică. Pentru că a zis că așa o să înțeleg dacă numai pentru mine funcționează sau și pentru ceilalți. Și așa, au făcut ei uh, timp de trei luni desene cu diferite dorințe, cu diferite intenții. Uhum. cineva și a pus la bani, cineva voia să aibă o casă care nu putea. Deci, mai simplu vorbind, aceste desene creează noi rețele neuronale în exact în creierul, în creierul nostru, nostru da? Da. De ce anume desenele? Foarte important aici este că noi ne activăm motricitatea fină. Și de aceea e foarte important noi să nu uităm să folosim mâna să scriem și mai ales de când am avut telefoanele și calculatoarele, noi foarte puțin folosim această funcție noastră. Doar că în momentul în care noi folosim mâna și scriem, automat există o parte a creierului nostru responsabilă pentru asta. Și în momentul în care ea se dezvoltă, noi primim idei. În momentul în care noi începem conștient să ducem liniile neurografice, care este unul dintre cele mai importante simboluri, noi reușim să lucrăm cu psihicul nostru fără a folosi cuvinte. Iar asta mie mi se pare incredibil, pentru că eu orice metodă am învățat, toate aveau nevoie de cuvinte. Dar, de fapt, subconștientul nostru înțelege mult mai ușor simbolurile, pentru că exact asta făcea Jung. Și atunci, când noi, prin simboluri, vorbim cu creierul și cu subconștientul, noi transmitem mult mai ușor și rapid semnalele, mesajele. Și de aceea timpul e mult mai scurt decât la anumite metode în care noi folosim cuvintele. Tu începuți să povestești despre acei opași Aha, uh -huh, uh -uh, da. În neurografică și te opri cred că la pasul 2, dacă nu greșesc da, eu. Exact. Revenim la cei 8 pași <laughs> din algoritmii de bază. Primul este să scriem intenția, a doilea pas, timp de două minute, noi scriem toate cuvintele care vin. Acele cuvinte o să iasă și din conștient și din subconștient, anume sunt asocierile cu dorința respectivă. După care noi începem lucrarea propriu-zisă. Deja în dependență de algoritm, noi avem pași diferiți. Dar dacă ar fi să rezum în trei etape de bază, ca să fie cât mai ușor și mai clar pentru oameni, atunci prima e intenția, a doua e compoziția, adică ceea ce aruncăm aici pe foaie, uh -huh. și a treia este etapa de rotunjire. E acea etapă de armonizare. Uh -huh. Exact cum lucram și cu tine, ai observat că în momentul în care tu abia arunci pe foaie uh -huh. compoziția, în corp deja este tot felul de simptome mi e foarte des mi se face cald. Am avut desene la care mi se făcea greață, mi se făcea așa un rău și eu nu înțelegeam cum e posibil un desen să facă asta. La unele desene pur și simplu plâng pentru că ies atâtea emoții și stări blocate, somatizate în corpul meu, de care nici nu știam. Eu nu aveam habar de ele. Și după ce noi facem acea compoziție, începem să rotunjim. Și aici, cred că o să arăt și la cameră, se vede cumva foarte clar că fiecare intersecție este rotunjită. Și de ce se rotunjește, de fapt? Pentru că, pentru subconștientul nostru, cercul înseamnă armonie. Acest simbol cerc aduce automat aliniere. Iar acolo unde există armonie, acolo există manifestare în ușurință. Acolo există acea iubire. Și mai ales la algoritmii de bază se recomandă noi să folosim doar simboluri mai ușoare. Spre exemplu, aici deja este un algoritm mai complicat pentru că folosește triunghiuri. Dar simbolul de triunghi pentru subconștient înseamnă conflict și în același timp creșterea. Deci, practic, prin acest simbol tu poți să evoluezi și să nu mai fugi de conflict, să nu mai fugi de probleme, ci să mergi în ele și de fapt să evoluezi prin ele. Și toți oamenii au conflict, noi toți avem provocări, doar că modul în care noi percepem provocările face diferența. Dacă eu, de exemplu, și să vin aici, tot a fost o provocare, de fapt. Dar mă, am simțit interiorul meu că făcând această provocare, eu mă cresc pe mine. Eu pur și simplu mă extind. Cu ce se deosebește neurografica de terapia prin artă? Foarte bună întrebare. La terapie prin artă, tu faci totul intuitiv. Tu desenezi cum simți, duci liniile în orice mod. Aici, de exemplu, există algoritmi și pași clari. Spre exemplu, linia neurografică nu se duce nici de cum, cum îți vine ție, ci din contra, tu duci linia neurografică opus față, față de cum îți vine. Dacă tu începi să desinești și ți spune, te în dreapta, în sus, nu, tu din contra, mergi în jos. Mergi în stânga dacă îți vine în dreapta. Și astfel creierul este obișnuit să nu mai meargă după tiparele vechi, să nu mergi după obișnuințele tale, ci să creezi noi drumuri în viața ta. Să mergi altfel decât cum ai mers până acum. Este o tehnică psihologică foarte puternică din punctul meu de vedere. Și... Atunci când am. Că, că înainte de a te invita la acest podcast, ți-am spus că e foarte important ca cel care îți adresează întrebări să înțeleagă foarte bine ce faci, ca să mm -hmm. iasă un interviu foarte bun. Nu întâmplător ți-am spus asta și ți-am zis că, uite, este foarte important să. Să îmi arăți exact ce înseamnă neurografică. Pentru că în momentul în care tu citești despre neurografică, da. nu este atât de clar ca atunci când faci asta. Și pe lângă faptul că impactează creierul nostru, este și o metodă psihologică foarte bună pentru că începe cu a arunca niște emoții negative. Da. Cu asta începe. În uh -huh. nume, algoritmul pe care l-am făcut cu tine a fost un algoritm de eliberare. Uh -huh. Și ce conține acest algoritm diferit de toate celelalte este că primul pas în compoziție tu pur și simplu desinezi într-un anume fel ca să eliberezi acel of, acea furie din corp uh -huh. și din interior. Pentru că în momentul în care noi avem emoții blocate, noi nu mai reușim să mergem în față. Nu este greu să facem acel pas. Dar când eliberăm, și anume cum am făcut cu tine, tot timp de 3 secunde, pur și simplu duci haotic, cum îți vin Și atunci tot automat simți un corp, hu, pot să stau liniștit. Și asta se întâmplă pentru că fiecare om care nu reușește să obțină ceva, de exemplu, toți oamenii au anumite dorințe. Și la anumite dorințe, toți simt că nu înțeleg ce pot să facă. E bine, pentru asta eu am aplicat neurografica. Eu eram într-o etapă în care mă simțeam blocată și nu înțelegeam ce pot să fac acum cu tot ce am. Și eliberându-mi foarte mult din emoțiile mele somatizate, din blocajele mele interioare, mergând să armonizez, care este una dintre cele mai importante etape, eu foarte ușor am primit provocări, răspunsuri în viața mea, s-au început să schimba lucruri și eu nu înțelegeam cum e posibil neurografica să facă asta? Un alt exemplu foarte amuzant și simplu. Eram acum două săptămâni într-o cafenea și eu port deja cu mine mereu foi, carioci, tot ce am nevoie. Și am început să desinez un algoritm pentru bani. Și după aia am zis să mergem într-un magazin. Iubitul meu, de fapt, voia să măsoare ceva. Și când, de fapt, eu găsesc ceva interesant. Găsesc un palton, găsesc uh, rochie și zic, ok, hai să l iau mă duc la casă și doamna zice aveți 50% reducere pentru amândouă. Hmm. Și nici nu știam asta. Și mă gândeam, cum este posibil? Sunt atât de multe detalii care se întâmplă. Uh, un alt exemplu, uh, eu îmi plăcea cumva să postez pe Instagram, dar să fac live-uri sau să vorbesc la cameră, mai puțin, pentru că mi-era frică. Uh, dar oamenii o să mă judece, oamenii spună pauze, că ea se bălbe, ea ceva, știi, mi-era mm -hmm. frică de judecată tare mult. Și am început să fac un algoritm anume pentru eliberarea, pentru eliberarea acestei frici. Și țin minte, după algoritm, am simțit așa un impuls puternic să fac live și pur și simplu am deschis telefonul și am început să fac live și cred că a fost unul dintre cele mai plăcute live-uri. Oamenii pur și simplu scriau întrebări tot felul, iar tot toți o să tacă, nimeni nu o să zică nimic. Și mi-era atât de natural să fiu acolo și mă gândeam, Uite, din nou un exemplu, pentru că chiar dacă tu deja crezi, eu oricum cer exemplu, eu cer din nou motive, dar încă continuu, merită să continui sau totuși nu? Și de ce ești pentru mine? Eu mereu caut, eu mereu încerc și amia după cumva am fac cea părere merită sau nu merită. Și de asta cumva și pentru oameni transmit mesajul ăsta. Indiferent că tu rezonezi să nu cu ceva, cel mai potrivit mod să vezi dacă e pentru tine este să încerci odată. Și corpul o să-ți spună, inima ta o să-ți vorbească. Mergi mai departe sau nu? Asta nu este pentru tine. Neurografica îi face pe foarte mulți oameni să nu aibă răbdare. Pentru că, cel puțin eu când am încercat, mie mi s-a părut că m-a absorbit acest desen și eram fixată doar să continui și să-l mm -hmm. să termin. Iar tu îmi spuneai că sunt foarte mulți oameni care... Nu au răbdare să deseneze, nu neapărat simt plăcere să fac asta uh -huh. și am primit și o confirmare că în momentul în care am postat pe Stories acel desen, mi-a și răspuns cineva că da, știu că chestia asta funcționează foarte mult și mi-a spus apropo un specialist tot în, în legile karmice. Uh -huh. A zis că știu că funcționează foarte bine chestia asta, dar nu am răbdare să desenez atât de mult. Tu cred că ești printre puțini oameni Care real au fost Absorbiți de proces De asta eu și când mă uitam la tine Ziceam, wow, cum faci asta Și pentru mine personal Mereu e o provocare să stau acolo Pentru că cu cât mai multe linii Neurografice ducem, cu atât Mai profund și mai intens lucrăm Și eu știind asta, mereu duc Foarte multe linii neurografice Pentru că vreau să lucrez profund Adică deja dacă lucrez, să știu că lucrez dar de ce la foarte mulți este greu? Pentru că iese la suprafață un conflict. Și ce face majoritatea în conflict? Îl dăm la o parte sau îl băgăm sub preș. Pentru că așa este simplu. Dar long term asta e pur și simplu minciună și ne mințim pe noi. Anume, la acea etapă când noi facem compoziția și vine momentul să rotunjim, toți vor să lase aproape. Pentru că este etapa în care tu e necesar să te apuci să rezolvi problemele. Știi, dacă am face abstracție de neurografic și să nu ne gândim cum uh -huh. că aceasta lucrează cu omul conștientul nostru, că există un Pavel Pescareov care uh -huh. a inventat această metodă, însă și procesul cred că vorbește foarte mult despre personalitatea unui om. Pentru că această, știi, să, un lucru minuțios, să stai da. să rotunjești, să, să faci să arate totul perfect. Ține, de regulă, sunt sigură că oamenii care le place să facă asta, ei și în, în afara neurograficii da. au aceeași atitudine față de scopurile și dorințele lor. Și știu că pot, uh -huh. lustruiesc aceste dorințe. Vor ca să arate perfect, sau probabil sunt genul de oameni care, știi, uh, oamenii cred că se împart în două categorii: cei care pur și simplu îndeplinesc o sarcină, îndeplinesc uh -huh. o sarcină, și cei care o îndeplinesc așa încât să arate perfect, uh -huh. minuțios, uh -huh. se gândesc, vreau să, vreau să arate foarte bine, știi, și probabil că caracterizează inclusiv și personalitatea unui om, dacă are sau nu răbdare să deseneze. Și vreau să spun și mai mult de atât. Eu am avut experiența de a picta împreună cu iubitul meu să pictăm pe numere. Și să vezi ce, eu nu am avut atât de multă răbdare, iar el a avut mai multă. Deci el ar, așa în linii mari, cred că 30% din, acel, din acea pictură e ceea ce am făcut eu. 70% a fost doar, doar el. Și eu când tu mi-ai spus despre neurografic, amintindu-mi de acea experiență, că nu am avut răbdare să mă joc cu fiecare pătrățel, știi, să nu... Uh -huh. Mă gândeam că același, deci, același rezultat îl voi avea și cu neurografica, că nu voi avea răbdare, știi? dar uite că a fost diferit. Aici cumva eu ce iubesc este că pot să-mi dezvolt anumite calități și pe mine, spre exemplu, m-a ajutat să am răbdare și să nu grăbesc un proces, să-mi dau timp. Și foarte des, când eram mică, străbunii mei îmi repetau un lucru. Cum faci cel mai mic lucru, așa o să-l faci cele mari. De aceea, mm -hmm indiferent că trebuia pur și simplu să spăl niște vase sau să-i ajut cu, pe ei cu ceva, eu știam că trebuia să fac foarte bine. Pentru că asta îmi forma mie în interior acea dibăcie de a face totul frumos. Și în neurografică eu am reușit să-mi dezvolt această calitate în primul rând de a nu mă grăbi, pentru că asta e ceea ce se întâmplă în jurul nostru în fiecare zi, și în al doilea rând, de a-mi creativitatea. Pentru că eu toată viața am crezut că nu am niciun talent și nu sunt creativă. Eu real am crezut că tot ce ține de pensulă sau marchere nu o să mai văd. Eu de la 8 ani am zis că eu nu mai pun mâna pe așa ceva. Că după, uite ce interesant, fix spre asta să merg și fix spre asta să simt chemarea. Pentru că noi toți suntem creativi. Pentru că toți suntem creatori. Și respectiv, noi doar avem nevoie să ne ajutăm din nou să învățăm asta. Pentru că noi foarte des credem că nu suntem creativi, pentru că am avut o experiență neplăcută, fie la școală, fie cineva ne-a zis din jur, rudică, nu, nu te apuc de asta. Orice dorință sau orice problemă poate fi vindecată prin această tehnică, prin această metodă, prin neurografică? Eu aș zice că nu tot. Pentru că e foarte important aici de cât timp ai tu problemă. Uh, și zic anume asta pentru că sunt oameni care o să audă și o să desineze un algoritm și o să aștepte să se rezolve. Eu, spre exemplu, la cea dorință mea legată de vocație și anume să fac bani din vocație, am desenat peste 30 în total. Și wow, dacă e tu desinezi mult, 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 da, cu siguranță ea te ajută la tot. Absolut ce vrei tu, tu deci poți e să e ca crezi. și cum noi desenând atât de mult îl învățăm pe creierul nostru, învățăm subconștientul nostru să... să... Gândesc altfel. Da, exact asta se întâmplă. Tu schimbi efectiv mintea. Și mm -hmm. modul în care tu gândești este modul în care tu trăiești. Și de aceea eu am folosit asta, pentru că știam că dacă eu reușesc să-mi schimb creierul meu, psihicul, cum gândești rețelele mele, neuronale, cum asocierile dintre ele, automat eu o să atrag altceva în viața mea. Și cu siguranță tu poți orice să vindeci aici, dar e necesar să ai răbdare și să nu la unde se înunire, nu-i nu de jos. Și eu sunt conștientă pentru că sunt foarte mulți care caută pastile și eu nu cred în asta. Eu și la sesiuni de regresie sunt oameni care dintr-o sesiune, gata, e deja, de exemplu, acea doamnă, a rămas însărcinată sau... Dar pentru toți există un timp. Probabil și ea a avut o pregătire înainte da. și probabil blocajul era un foarte mic și de aia s-a rezolvat mai rapid. Ea mai încercat, ea mai făcut, ea avea grijă de aspectul ăsta, ea mai încercat să se vindece, a mers în diferite sesiuni. Și atunci când noi facem mai mulți pași conștienți, noi, automat, ne apropiem mult mai ușor. Pentru cineva este destul, pentru că el rapid își dă voie, pentru cineva nu, pentru că el nu crede, pentru că el nu vrea, pentru că lui nu i trebuie. Tu Do ai doar 22 de ani. Da. Am menționat asta și mai devreme. O vârstă, aș spune eu, fragedă, pentru că alți experți din același domeniu, alți specialiști ar putea să spună da. Când ai reușit să le înveți tu pe toate? Mm -hmm. Sau de ce ai trebuit tu să fii mentorul meu? Sau de ce ai trebuit tu să mă înveți pe mine că ai doar 22 de ani? Da. Um, mi-e foarte mult timp mi-a fost frică de asta. Mie mi-a fost frică că oamenii real nu o să vadă în mine niciodată potențialul ăsta. Și cu toate acestea, eu la 15 ani, am început să investesc în meditație și cursuri de dezvoltare personală. Deci, la 15 ani, atunci când atunci nu era trendul da. ăsta cu cursuri, cu dezvoltare spirituală, exact. cu meditații, oamenii nu erau obișnuiți să plătească bani, mai da. ales uh, online. Ceea ce povestești tu la 15 ani se întâmpla atunci când oamenilor, în general, erau frică să comandă ceva da. online, credeau că, că poate fi, nu știu, vreo escrocherie, că uh, nu mai văd banii. Eu mi-amintesc și acum, colegii mei mergeau foarte des în anumite localuri sau așa, iar eu, toți banii, absolut, toți, toate bursele și fiecare bănuț pe care îl munceam și îl strângeam, îl investeam în cursuri. Și pe mine mereu mă o prietenii, da' ții pentru ce asta? Da' tu ce faci acolo? Eu totuși aveam ceva în mine care îmi spunea, mergi către asta, pentru că acolo eu a fost necesar mai întâi să mă vindec pe mine. Și așa pe la 15-16 ani eu am început foarte mult anume să merg spre relația cu tatăl meu. Pentru că mm -hmm. asta a fost una dintre cele mai mari dureri în viața mea. Și respectiv Uh, țin minte și acum, aveam 16 ani, eram în cămin și m-am închis într-o sală de clasă unde îmi făceam temele și mi-am pus o meditație. Era o meditație numită de conectare cu părinții. La mama a fost super bine, adică am râs, am simțit de susținere. Când m-am conectat cu tatăl, mi a venit niște Tatăl tău care? Tatăl meu care a murit când eu aveam câteva luni. Tu nu l-ai cunoscut niciodată? Niciodată. Eu aveam doar niște poze și interesant este că eu două poze mi-am cu el. Una când era la Moscova și era în armată și a doua când era deja mort. Uh -huh. Și mie în timpul meditației mi-a venit anume poza aia când el era în sicriu. Uh -huh. Și pentru mine, prima oară, eu am simțit acea durere că nu am tatăl lângă mine. Și eu chestia asta nu mai... Nici nu mă gândeam. Eu pur și simplu mă gândeam de ce să mă gândesc la tatăl dacă el a murit. Dar sunt atât de mulți oameni care și-au pierdut părinții și fug de durerea aia. Cred că e normal. Sau deja a devenit... Așa s-a întâmplat. Dar e necesar să ne trăim și durerea. Și am avut un lung proces în care am făcut asta și poate că unii încep procesul ăsta la 40 de ani. Dar așa a fost la mine, așa am simțit și am fost chemată să-l fac mult mai devreme să fac la 15 ani. Ce fac durerile nevindecate în viața noastră? Atrag aceleași probleme și aceleași blocaje din nou și din nou. Și de fiecare dată tot mai rău. De fiecare dată într-o stare și mai gravă, cum ar veni. Deci este un sistem asemănător unui joc. Și dacă mm -hmm. tu nu ai trecut lecția, adică nu ai trecut un nivel... Da. Nu ai cum să ajungi la nivelul următor, nu ai cum să faci salturi. Exact. exact și tare. sunt oameni care se blochează, cred că o viață întreagă, pe un singur nivel, da. nu pot să-l treacă, iar alții, foarte mm -hmm. rapid, cu o viteză da, foarte mai... mare, ajung la cel mai înalt nivel. Exact cred ca într-un joc. Exprimat cel mai clar și ușor, și chiar uh, iubesc asta, îmi place tare mult cum ai spus, uh, pentru că. De fiecare dată, noi putem să facem doar un pas. Și cât timp noi nu facem pasul ăla, indiferent cât am vrea noi să sărim, nu să reușim. Și asta se întâmplă când tu, de exemplu, îți să ai mai mulți bani, dar tu încerci să faci aceleași chestii. Tu nu o să reușești făcând aceleași lucruri. Și uneori, chiar și dacă încerci ceva diferit, tot nu o să fie, pentru că în interiorul tău a rămas aceleași programe și aceleași credințe. Și dacă noi nu ne schimbăm gândurile noastre, programele noastre din minte, viața noastră va arăta la fel. Știi de foarte mulți oameni de foarte multe ori am întâlnit oameni care au o părere foarte proastă despre viața în care trăim. Că da. orice job se obține numai dacă ai pile, că nu ai cum să lucrezi într-o instituție de stat dacă nu ești prieten cu ăla și nu ești prieten cu celălalt, și tot felul de programe din astea pentru că la 100 de oameni se poate întâmpla da. într-un anumit fel. Și la tine se poate întâmpla altfel. Dacă uh -huh. tu crezi. Uh -huh. Uh -huh. Deci, dacă tu crezi că nu, mie îmi va reuși. Chiar dacă la 100 de oameni nu le-a reușit. Nu știu, că cineva... Știi? Sunt, sunt oameni care trăiesc o veșnică dramă și mm -hmm. întâlnesc de multe ori în viața mea. Oameni care cred că fi, oricine vrea să, -i, să le ia banii. Oricine vrea să, să nu știu, să acapareze ceva pe seama lor. Or, oriunde, ca să crești, trebuie neapărat să fii special, trebuie neapărat să ai niște părinți, trebuie să ai neapărat niște pile și eu cred că aici e vorba și despre de a fi limitat în felul în care gândești. Mm -hmm. eu... de a avea foarte multe credințe limitative care te opresc și la care ar trebui să lucrezi. Apropo de credințe limitative, eu anume, pe la 16 ani, am auzit de ce înseamnă asta, cum noi avem credințe limitative și anume, spre exemplu, cu banii. Eu am început să aud și să fiu conștientă de ce repetam despre bani. Ziceam că banii se fac greu. Ca să ai bani, trebuie să ai nu relații. Și de fiecare dată când tu te gândești, ce cred eu despre bani? Ce cred eu despre un lucru? Tu o să vezi foarte des ce fel de credințe ai. Și eu am început să lucrez credințele mele. Inițial am încercat prin afirmații, prin tot felul de tehnici de scris, dar sincer nu am văzut atât de multe rezultate. Și anume când eu am aflat de neurografică, eu am auzit că ea lucrează numai cu credințele astea și blocajele interioare. Și deci, ok, hai să vedem cum lucrează tehnica asta. Și anume aici, eu nu înțelegeam cum asta se întâmplă, cum e posibil, eu nu mai avem aceleași credințe, pentru că eu intuitiv făceam altfel. Și oamenii foarte des încearcă să-și schimbe obiceiurile doar la nivel mental. Dar noi nu suntem doar corp fizic, noi suntem mult mai mult și avem și alte cinci corpuri subtile, corpul mental, emoțional, eteric, astral, cauzal. Și asta toate sunt exact ca acea ceapă, strat cu strat. Și tu nu ai cum să ajungi în interior tu, dacă nu rezolvi pe toate celelalte. Când tu vindeci cauza, adică vindeci de la corpurile subtile, automat corpul fizic primește vindecare. Și de ce e mult mai ușor de acolo să vindeci încoace, nu invers să încerci să schimbi. Pentru că altfel nu durează atât de mult. De ce mulți renunță, fac sport și renunță, încearcă să alimentezi sănătos și totuși la un moment dat nu mai trebuie să e greu asta, E trebuie mulți bani. Pentru că nu și-au vindecat cu adevărat cauza lor profundă. Tu spuneai că încă de la vârsta de 15 ani tu deja cumpărai meditații. Colegii tăi de clasă făceau și ei același lucru, ei știau că tu ești atrasă de spiritualitate, ei știau că tu ești atrasă de meditații, de dezvoltare, de psihologie. Pe atunci aveam doi prieteni care mă susțineau cu timpul am rămas eu cu mine. Tu mi-ai spus că e... la un moment dat s-a întâmplat ceva în viața ta, ai, ai început să fii mult mai activă pe da. social media și să împarți informațiile pe care le ai, mm -hmm. să împarți cunoștințele tale și după o vară, după da. vacanța după de vară, te-ai întors și nimeni din colegii tăi nu a mai continuat să comunice cu tine. Da, uite, acesta a fost un moment în care eu am înțeles ce înseamnă să te schimbi. Și în acea vară eu am început foarte mult să postez pe Instagram tot felul de cursuri pe care le făceam, informațiile pe care le vedeam, pentru că nu puteam să țin în mine lucrurile astea, trebuie să împarți cu oamenii ceea ce știi. Așa credeam eu atunci. Și când am revenit la școală, simțeam de cum am intrat pe ușă, un alt vibe. Că eu de obicei intram, salutam pe toată lumea și primeam înapoi așa multă iubire. Simțeam acea energie. Când am intrat, salut așa din nou, fericită pe toată lumea și văd că oamenii sunt așa. Parcă se întorc, parcă nu mai vor să vorbească la fel de mult cu mine. Ce crezi că s-a schimbat? Ce i-a făcut să, să nu-și mai dorească să interacționeze cu tine? Mm -hmm. Inițial, ți minte că mă gândeam la asta. De ce ei nu mai fac, de ce nu se mai comportă la fel cu mine? Dar la un moment dat, pur și simplu, eu nu m-am mai gândit la asta. Parcă nu mai conta, pentru că ce am observat, când anumiți oameni pleacă, vin alții. Și atunci țin minte că inițial mi-a fost dureros, și mă gândeam, poate, nu știu, eu am zis ceva ce nu trebuia, poate nu mai rezonez cu ei, pentru că fiind în programare, zona de spiritualitate nu-i tocmai adecentă, adică trebuie așa să ai deschidere către asta. Dar... Țin minte că atunci am mers în câteva luni la un retreat, deja fiind clasa 11 cred că am mers la primul retreat. Și atunci am întâlnit femei care erau și de 30, și de 40 de ani, și toate erau atât de, nu știu, entuziasmate, atât de cum tu poți să înveți asta acum, cum tu poți să știi toate astea și toate mă susțineau. Și am înțeles. Ele, cred, probabil erau uimite de acest lucru pentru că, într-adevăr, la vârsta asta de până la 20-20 da. ceva de ani, oamenii sunt destul de superficiali. Nici măcar nu-și cunosc vocația, nu-și da. cunosc nici caracterul, sunt încă într-un proces de formare a personalității, iar tot ce ține de profunzime este mm -hmm. foarte departe. Eu de mi se spunea tu parcă ești un om bătrân și eu pur și simplu de fiecare dată eram curioasă anume spre aceste subiecte să meargă, adică eu să stau pur și simplu să râd cu prietenii, da, mie îmi place, dar dacă acolo nu există niște discuții din astea pentru mine mai interesante despre uh, viață, energie, frecvență, țin și acum în clasa zice, cum povesteam despre asta, parcă nu este la fel. Eu mă simt bine, mă pot simți bine, dar.. Nu e aceeași. Deci, tu ai mea. nevoie de profunzime. Da. Dar uh, ai spus că ai făcut programare. Deci, mm -hmm. practic, uh, faptul că tu ești facilitator în uh, neurografică și ghid în uh, regresii, uh, nu este primul tău, uh, prima ta preocupare, nu este prima ta specializare, dacă putem da. să spunem așa. Uh, <laughs> uh, deci, tu nu ești, nu faci parte din categoria oamenilor care au avut doar această preocupare mm -hmm. în viață și nu s-au mai văzut și în alte domenii. Tu ai avut experiența da. de a fi programator. Da. Eu, în clasa a 6- a șaptea, eram în trecere, am crezut că o să fiu programator. Și eu, real, mă gândeam că visul meu este să ajung la Google și atunci când reușesc să ajung acolo, cu siguranță viața mea îi arată perfect. Și țin minte și acum, eu stăteam seri la rând până la ora 4 și programam, învățam, ascultam tutoriale. Eram, real, atrasă de zona asta și nu aveam cum să nu cred că o să fac toată viața programarea. Când m-am dus la liceu și am venit aici la Iași, care tot a fost un mare șir din zona mea de confort, eu fiind din Republica Moldova, la 15 ani am zis că gata, mama, eu o să plec în România la liceu de informatică. Și asta a fost un pas în care m-am zis, ce cu tine? Stai ca stai aproape, <laughs> nu te duci. Și normal că a fost o provocare destul de mare. Eu țin minte și acum prima seară în cămin. Eu abia atunci am realizat ce decizie am luat. Eram în cămin, stăteam așa întinsă și mă gândeam, eu de azi înainte o să fiu în România. Eu cred că e ca o tabără, știi, când am luat decizia. <laughs> și mi au dat lacrimile și a venit o colegă din cămin care a auzit că plâng. A venit lângă mine și atunci mi-a zis că e ok, eu să te ești, E deja abia vreo trei ani. Um... Ce pot să zic este că și programarea m-a ajutat să fiu unde sunt acum. Pentru că eu în programare am învățat foarte mult ce înseamnă sistem, algoritm, am învățat să iau decizii clare, să am mereu claritate în ce fac, să am structură în ce fac și eu foarte mulți oameni cu suflet am întâlnit acolo și acolo. Vorbeam mai devreme și despre energia sexuală. Energia sexuală, cât de necesar. Ai spus că este o energie vitală, uh -huh. de care, care, practic, este o energie despre creștere, despre abundență. Cum putem amplifica energia sexuală prin neurografică, de exemplu? Ce bună întrebare! Energia sexuală, în primul rând, e necesar să știm la ce se referă. Și foarte mulți au concepții total. <coughs> total greșite despre asta. Ei cred că nu știu e vorba despre tot alte chestii, dar aici e vorba despre creativitate în mare parte. Energia sexuală este energia creativității. Și de aceea femeile care merg foarte mult pe uh, intuiție sau sunt foarte mult pe artă sunt percepute foarte des ca fiind foarte atrăgătoare, magnetice. Mm -hmm. Ei bine, uh, în neurografică lucrând foarte mult cu creativitatea și prin culori tu poți din nou să accesezi și să activezi în tine acea forță creatoare. Tu poți să-ți amintești ce înseamnă să fii creativ. Și energia sexuală, de fapt, este energia energie care se află la toți oamenii, la copii, adulți, la femei, la bărbați. Și prin neurografic, noi anume ne conectăm cu acel copil interior. Pentru că în copilul nostru interior se află creativitatea, se află dorințele, acolo nu mai există atât de multe programe și limite. Și este exact starea de care avem nevoie noi uneori cel mai tare anume să ne conectăm cu acea bucurie simplă de a trăi, de a ști. Uh, și ce îmi place la tehnica asta este că combină foarte mult anume energia masculină cu cea feminină. Pentru că dacă noi mergem într-o extremă, mereu o să simțim asta, sub formă de blocaje în anumite sfere. Dacă mergem prea mult în feminin, nu mai avem la fel de ușor bani, spre exemplu. Mm -hmm. Dacă mergem foarte mult în masculin, nu mai simțim la atât de mult blândețea, nu simțim acea plăcere pentru corpul nostru, nu mai avem grijă de noi. Cum energia masculină îi poate încurca unei femei? Energia masculină cel mai des, când este în extrem anume, o încurcă prin... Ea mereu se supra ușor, ea niciodată nu e satisfăcută de nimeni și asta mereu îndepărtează de oameni. Uh, mi în relația asta se observă foarte ușor, când femeia este foarte mult în energie masculină, ea mereu are ceva de reproșat bărbatului. ei mereu ceva nu-i convine și eu observ, dacă eu vreau să-i zic ceva partenerului meu și parcă deja e trei oară pe ziua de azi, zic că asta e ceva la mine, eu trebuie să merg acum să mă liniștesc și să mă încarc. Pentru că atunci când femeia lucrează foarte mult, când ea cumva se dedică foarte mult carierei și jobului, ea nu mai simte acea susținere și ușurință. Și are nevoie constant să aibă activități care o încarcă. Nu e neapărat să renunți la acel job, dar să-ți dedici 5 minute dimineața, 10 minute, să te uiți la tine în oglindă, să-ți spui că ești frumoasă, să te mângâi, să-ți spui o muzică faină, nu trebuie să fie meditație, pune-ți și o muzică care îți place ție și pur și simplu dansează, simte-ți corpul, simte-te bine. Pentru că asta te va încărca. Și seara din nou, 5-10 minute, du-ți atenția în corpul tău, pentru că noi foarte des suntem pentru ceilalți și foarte puțin pentru noi. Și de aici normal că mereu ceva nu o să ne convină, pentru că noi suntem goi în interior. Vorbeai acum despre iubitul tău. El cum vede activitatea ta? Ce-ți spune? Te susține? Este împotrivă? Uh -huh. Consideră că ceea ce faci tu într-adevăr este vindecător sau este mai sceptic? Ce-mi place, toate întrebările tale sunt atât de faine, wow, deci mereu am așa un flux când vorbesc. Mă bucur mult. Eu îți mulțumesc. Iubitul meu, de fapt, m-a introdus în ce înseamnă spiritualitate și meditații. Atunci, în clasa 10, el mi-a zis, eu vreau să-mi cumpăr un curs de business și de vânzări și el a zis, hai tu, înainte să-ți cumperi cursul ăsta, fă un curs de feminitate. Și mă gândeam ce curs de feminitate eram clasa 10 -a, ce nu sunt femeie Dar este și incredibil așa? că un bărbat da. spune unei femei să facă un curs și nu contează da. de care. Pur și da. simplu, mai ales un curs de feminitate. Bărbații, în mare parte, clar, nu toți, sunt destul de sceptici. Sunt, au anumite blocaje față de mm -hmm aceasta spiritualității. Ei consider că e foarte superficial și că e mai degrabă nimic despre adevăr. Da, e, e neserios mm -hmm. pentru foarte mulți. Nu ești serios când faci asta. Eu uh, am avut norocul să întâlnesc și să atrag bărbați mereu deschiși către zona asta. Și probabil dacă nu exista iubitul meu să-mi spună la, în clasa 10-a, acest curs, eu era să mă apuc mult mai târziu și dincolo de asta el deja avusese o formare în NLP, adică neurolingvistică, avusese atât de multe experiențe în zona de spiritualitate, de dezvoltare personală, încât știa ce să-mi aducă, știa cum o să mă transforme, pentru că mie mi-era foarte greu să mă exprim, exprim față de el. Mai ales când eu trăiam o, o durere sau un disconfort, eu nu puteam să comunic asta. Și noi nu am învățat să zicem nu și să zicem ce nu ne place. Și mie asta mi era atât de greu și el de toată simțea când ceva nu-mi convenea, că ei simt ca și noi. Doar că sunt alții care te întreabă ce ai și alții care zic, o las în pace, că cine știe ce îmi pace dacă mă duc la ea. Uh -huh. Și atunci el, țin minte și acum, mi-a transmis roata emoțiilor care conținea fiecare emoție, și mare și mică. Și atunci mi-a zis, Alege ce simți și cât mai des când nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, uite-te pe roata asta și vezi ce simți tu exact. Și atunci, de fapt, am început să învăț foarte mult despre emoții. Ce înseamnă emoțiile? Pentru că eu când mă întrebam oamenii, cum te simți? Bine. Tu? Tot bine. Și aici termină discuția. Neștiind, de fapt, emoțiile exact, neștiind cum ele pot să rămână blocate, neștiind cum să le trăiesc pe fiecare. Pentru că eu le împărțeam atunci în emoții pozitive și emoții negative. Cele pozitive însemna că e super la mine în viață, dacă trăim emoții negative, asta înseamnă că ceva e greșit. Pe deci, când nu, ele toate sunt energie și toate... Ce înseamnă emoția? Din engleză, emotion se împarte în E, care înseamnă energy, și motion, care înseamnă mișcare, adică energie în mișcare. Fiecare emoție este această energie în mișcare și ce înseamnă? Trebuie să o lași să se miște. Să nu ții, să nu păstrezi în sufletul tău și nu mai zice la nimeni. În momentul în care noi recunoaștem, mi-e rușine, mi-e frică, mă simt vinovată, mă simt urâtă, când spui exact cuvântul sau emoția, automat se dizolvă și ea își pierde din importanță și putere. Wow, ce tare! Da. Deci de, de foarte multe ori, e, uh, primesc o confirmare la faptul că de fiecare dată când recunoaștem un adevăr, recunoaștem ce simțim, Recunoaștem că trecem prin ceva sau uite, chiar atunci când vorbeam despre regresii, faptul că uh, recunoaștem de unde pornește un anumit blocaj, uh -huh. Uh -huh. Uh, zici că cineva se uită și spune că, wow, ai văzut realitatea, ai văzut acel adevăr, gata, lecția da. este învățată. învățată. Cel mai des ne avem nevoie pur și simplu să recunoaștem. Pentru că noi foarte des, și ce înseamnă umbra, e acel aspect din noi de care ne e frică. Acel aspect pe care nu vrem să-l recunoaștem ca fiind adevărat. Dar anume, chestiile astea din viața noastră pe care nu vrem să le afle lumea despre noi, sunt chestiile care ne iau cea mai mare energie. Acolo se duc resursele. De asta e important înainte de a face tehnici de ridicare a frecvenței sau a energiei, e necesar să vedem pe ce se duce energia. Pentru că dacă tu nu elimini, de fapt, blocajul, tu degeaba faci din nou să acumulezi. Pentru că ea iese, noi toți avem energie, doar că foarte mulți o pierdem pe astfel de dureri, pe astfel de frici și umbre. Revenind la ceea ce povestea despre iubitul tău, că el practic ți-a deschis această cale și a încurajat-o, crezi că oamenii pe care îi întâlnim, îi întâlnim pur și simplu întâmplător? Niciodată eu m-am convins deja de nu știu câte ori că niciun om, nici măcar acel om din stație pe care l-am văzut și mi-a zis la un moment dat ceva, nu a fost întâmplător. Dacă știi de câte ori mergeam rentăm pe drum și auzeam anumite discuții de la oameni în care spunea, ai încredere, fată, nu știu ce. Era exact acea esență de care aveam nevoie să l-am dat, eram într stare așa de proastă, traversam, eram la palace, eram clasa nouă, mă rătăcisem, nici nu știam ce, cum să ajung în copou. Și atunci țin minte, o doamnă pur și simplu îmi zice, capul sus, fetița, deci, în momentul, și nici nu vorbea cu mine, vorbea la telefon după am, am văzut asta. Adică nici măcar oamenii ce nu sunt întâmplători, dar apoi cei oameni care a făcut parte din viața noastră un timp mai lung. Chiar dacă da, la final noi ne-am despărțit de ei, ne-am provocat durere. Anume ei sunt mâna lui Dumnezeu, mâna Universului. Nu contează cum îi zicem, este acea mână prin care ne vorbește sufletul nostru. Și ne zice, uite, în un aspect din tine. Tot ce ne deranjează la oameni și tot a, ce judecăm la alții, este oglinda noastră. Dar de ce judecăm alți oameni? De ce anumiți oameni trăzesc în noi uh, uh, anumite comportamente? Deci e vorba de acel mm -hmm, trigger, trigger. pe mm -hmm. care uneori unii oameni nu conștientizează, nici măcar nu conștientizează că au avut, conștientizează că au avut un trigger. De multe ori uh, când vorbesc cu cineva, pot să aud astfel de fraze. Uite, Xulescu mm -hmm. ai văzut ce face Xulescu? Mi se pare că nu face asta, asta și asta, sau că ai văzut că uh, celălalt uite a început să, să un proiect nou, dar cred că nu nu o reprezintă deloc și că nu mm -hmm. sau mai ales acum trăind într-o lume în care foarte mulți oameni își exprimă deschis și public părerea, fie că, e, că susțin ceva, fie că sunt împotriva la ceva. Și atunci, clar, aceste afirmații sau din contra declarații stârnesc niște reacții. Noi îi judecăm pentru că nu acceptăm acel lucru noi. Noi să judecăm, de exemplu, oamenii urâți, pentru că ne e frică că noi suntem așa. Noi judecăm oamenii că sunt superficiali, pentru că, de fapt, noi nu acceptăm asta noi. Noi mereu o să judecăm ceea ce avem în noi și nu vrem să acceptăm. Și asta este despre toți, indiferent de orice nivel la care se află. Noi mereu o să avem în jurul nostru și umbre și lumină, pentru că totul este despre alb, negru, lumina întuneric. Și cât timp noi nu ne vedem umbra noastră, o să atragem oameni uh, pe care vrem să-i judecăm, acel hit pe care îl dăm, tot este despre noi. Uh, eu foarte des când uh, am început să fac anume tot felul de uh, sesiuni și meditații, primeam tot felul de uh, cuvinte la adresa mea și ce mi se... se spune? Îți strigi viața. Cum? Așa mi-a De ce îți strici viața? Tu ești fată serioasă, faci programare, continui cu asta, de ce te-ai apucat tu acum de prostiile Azi, bună astea? Deci pe cineva ți-a scris sau chiar ți-a spus? Chiar mi-a spus în față, da. da. De ce îți strici viața? Da, da de ce îți strici viața? Și a zis că foarte mulți erau anume că e un lucru neserios și în momentul ăla mă gândeam, oare ce pot să fac eu în momentul ăsta cu oamenii ăștia? Și atunci, cel mai simplu este să-i lași pe oameni să zică ce vor. Pentru că eu după am înțeles că oamenii ce zic e despre ei. Și am început să observ că, de fapt, ce cred eu despre oameni, tot e o reflexie a mea. Dar poate și tu în interior, de multe ori, atunci când te-ai lăsat de programare și ai început uh -huh. să faci regresii, să faci neurografică, a existat și în tine anumite uh, îndoieli. Nu știu, îndoieli, poate au existat în tine, adică, astfel de gânduri. Că nu e serios, pentru că dacă uh -huh. ți-amintești, ai spus că vrei să faci programare și să ajungi la Google, Google. să fii realizată și probabil uh, acel gând că asta înseamnă realizare, undeva te urmărea, că nu e serios ce faci. Uh, e foarte bună, zice deci uh, Ce ai zis, este exact ce înseamnă când oamenii îți reflectă propriile tale umbre, și când tu nu vrei să vezi ceva, și deja oamenii ți le arată. Uhum. Și foarte des, oamenii uh, aruncă cu acel hate sau cu judecată, când despre ei, nu vor să recunoască ceva. Iar în momentul în care eu primeam asta, eu oricum mereu știam că dacă eu am atras asta, înseamnă că este o parte din mine care exact asta credea. Uhum. Și atunci ce aveam de făcut noi, sau ce făceam eu, mă duceam în interiorul meu și vedeam, de ce mi-e frică mie să aleg acest drum? Pentru că să mergi pe calea ta, asta înseamnă de multe ori să o iei contra, acum ar vrea oamenii să faci. Sau să exact asergi. ca neurografică. Exact, da. Exact. Cum spuneai tu, că linia pe care o traci, dacă vrei să te duci la dreapta, fă invers. Da, da. Și eu foarte des aveam chestia asta că ce voiam să fac nu era ce parcă trebuia să fac. Și uneori mă întrebam, dar trebuie sau vreau? Și mai ales la femei, noi ne ia foarte multă energie când facem lucrurile care trebuie și mai puțin cele pe care chiar le vrem. Și am început să analizez foarte des în viața mea, când, repet, mă duc în că trebuie să fac asta. Stai, trebuie sau vreau? Și dacă chiar trebuie, și am nevoie, schimb cuvântul. Nu mai zic că trebuie să fac asta, ci zic că eu vreau să fac asta. dacă nu trebuie, atunci înseamnă că nici nu o fac. Și așa eu, în general, foarte mult din viața mea am scos, am eliminat. Pentru că nu erau cu adevărat lucruri prioritare și importante pentru mine. Dar știi că orice job presupune, sau orice job, orice afacere, presupune și ce ți place, dar și ce nu-ți place. Uh -huh. Cum faci față la ceea ce nu-ți place? Hai să ne gândim că nu e, poate nu e o sarcină pe care tu o poți delega. Să zicem că este ceva uh -huh. care ține doar de tine. Adică sunt astfel de sarcini care nu pot fi delegate. Uh -huh. Uh -huh. Cel mai uh, potrivit lucru în momentul ăsta, pentru că la toți se întâmplă, este să-ți schimbi percepția, este să înțelegi, ok, eu fac asta pentru ca să obțin asta și eu vreau rezultatul ăsta. Și e foarte important aici să nu ne amăgim. Adică cu adevărat să știm că lucrul ăla ne ajută la ceva. Pentru că dacă noi în creierul nostru reușim să schimbăm acea convingere că stai, eu fac asta pentru că de fapt îmi doresc să obțin la final asta, știu că asta face di parte din proces. Și atunci, automat, eu nu mai privesc la fel de urât sau de greu ceea ce fac acum, înțeleg că e doar un pas, înțeleg că e doar o etapă. Dar sunt foarte multe lucruri care pot fi delegate și noi, și în România observat asta, dar și în Republica Moldova, mai ales când îți deschizi un business sau vrei să faci ceva nou, vrei totul să faci de unul singur. Și asta e, cred că, cea mai mare greșeală pe care toți o facem la un moment dat, pentru că ni se pare că așa o să fie cel mai ieftin sau mai convenabil. Când așa este cel mai scump, pentru că plătești cu energia ta. <coughs> Foarte bine punctat. Plătim anume cu energia noastră. Mm -hmm. Ce se întâmplă atunci când plătim cu energia noastră? Devenim cu pustii pe interior, nu mai avem motivație să continuăm, ajungem de, de această situație de burnout? Noi mereu suntem energie și mereu se întâmplă acest schimb de energie. Și aici, când noi vorbim tot e un schimb de energie. Tu mă întrebi, eu răspund și tot așa. Dar în momentul în care noi doar dăm energie, fără a ne încărca, fără a primi, atunci sunt. Temple burnout. Dacă noi dăm și în același timp avem grijă să ne încărcăm, atunci noi suntem bine. Pentru că exact ca paharul ăsta. Dacă eu încă n-am băut nimic din el, normal că el încă este plin și eu n-are sens să dau. Dacă tu, spre exemplu, ai băut, atunci la tine tu poți să adaugi pentru că ai cu ce umpli și paharul tău e gol. Și exact așa e necesar să observăm și cum să înțelegem dacă avem sună energie. Te oprești un minut, respiri de câteva ori, calm și te întrebi ce simt acum. Și dacă ți este greu să zici, te întreb, pe o scară de la 1 la 10, cât energie am? Primul număr care vine este numărul care reprezintă energia ta, nivelul tău de energie. Și eu când, de exemplu, nu știu, e un timp foarte scurt ca să mă încarc, 5 minute, mă duc afară, respir, mă duc la soare și pur și simplu fac anumite exerciții, mă încarc, mă împământez. De fapt, noi ne putem încărca foarte ușor, doar că noi nu am fost învățați ce putem face pentru a ne încărca. Am fost să învățați cum putem să ne dăm energie mai mult decât să avem grijă să acumulăm. Revenind la acea întrebare despre faptul că uh, oamenii nu sunt întâmplători în viața noastră, dar uh, atunci când vorbim despre rolul unui om în viața noastră, uh, cu siguranță uh, majoritatea din noi am întâlnit oameni care măcar o singură dată ne-au trădat sau oameni care ne-au făcut să suferim. Da. De ce Viața ne dă în cale oameni care vin să ne facă rău până mm -hmm. la urmă. Toți am avut momente când am fost răniți. Și nu odată și nu ușor. Și eu inclusiv am trecut prin foarte multe experiențe în care oamenii ziceam că m-au trădat. Și când mă gândeam de ce totuși eu continui să trag acest tip de oameni. Și am ajuns la un lucru din interiorul meu în care eu foarte des făceam la fel. Uhum. Și chiar în viața asta, adică poate să fie foarte foarte recent să faci același lucru, dar ți se pare că tu faci bine Uneori ne amăgim că noi facem bine, când de fapt nu facem asta Și uneori, dacă noi facem chiar bine acelui om, dar o facem dintr-o energie proastă, joasă, automat acel om n are ce să primească uhum. De asta e mereu zic că intenția e direcția cum tu îți setezi intenția, din ce stare faci, e mult mai important decât restul. Cu ce stare am venit aici, de fapt, a creat deja podcastul și exact așa și tu. Noi am mm -hmm. venit cu o anumită stare. Starea noastră a creat ce se întâmplă acum. Și mereu, eu și un simplu story pe Instagram, întâi mă întreb, eu am o stare cu adevărat plină, bună? Și doar din această stare eu știu că pot să filmez, eu pot să dau ceva. Uh, noi foarte des revenim la întrebare tragem oameni care ne provoacă suferință, pentru că doar așa noi ne trezim uneori. Mm -hmm. Uneori nu e necesar să trecem prin aceeași suferință, nu e necesar să fie la fel de dur, dar dacă noi nu vrem să observăm lecțiile, dacă noi nu ne trezim, oamenii o să fie și mai răi în ghilimele cu noi. Cineva spunea că Universul îți spune mai întâi în șoaptă, mm -hmm. apoi strigă la tine. Da, exact. Exact e despre asta. Pentru că înainte. Ca noi să primim ceva lecții mai dureroase, noi întotdeauna să primim foarte multe semne. Este un eveniment din viața mea pe care nu l-am povestit niciodată și anume un incendiu pe care l-am creat în, într-un apartament. Tu ai creat un da, incendiu? Da, Și uite, dar pentru cum mine... Dar cum ai creat un incendiu? E o istorie mai lungă, dar ca să fiu Ce mai scurtă... Asta a fost în clasa 12 -a. Eu uh -huh. aveam vreo 11 ani, cred. Uh -huh. Da. Eram la Chișinău, în apartamentul unchiului meu și am simțit să prind o lumânare. Uh -huh. Și am plecat, trebuia să mă întâlnesc rapid cu cineva. Am uitat lumânarea aceea aprinsă și pur și simplu a luat foc. Eu când m-am întors în apartament, am văzut... Uh, am simțit deja de pe scări fum, era un miros foarte puternic și am simțit asta, eu am făcut ceva. Deschid ușa și în apartament negru, 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 nu vedeai absolut nimic și nici nu puteai să inspiri, totul, adică era fum tot. Și cel a fost un moment foarte greu. Din... Ce ai înțeles din asta și de ce s-a întâmplat asta? Ha. E o istorie cumva și mai lungă, dar o să spun pe scurt ce -am, mm -hmm. ce am înțeles. Eu foarte des simțeam vinovăție și eu nu voiam să lucrez cu vinovăția asta. Eu mă vinovățeam pentru tot felul de lucruri și foarte des credeam că alții sunt vinovați pentru ceva din viața mea. Când eu am deschis ușa, primul gând a fost ce am făcut eu. Și am simțit așa o vinovăție puternică în corp, în care am zis, eu de azi înainte niciodată nu mai stau fără să vinic ceva. Adică, dacă eu simțeam în viața mea, că mi a fost tot felul de semne date, uite, merg și lucrez cu vinovăție, pentru că foarte multe femei trăiesc cu starea asta de uh, oi, am făcut asta, am greșit asta și chestia asta, starea asta de copil, de jertfă, mereu să tragă momente și mai dureroase, în care să trăim din nou acești emoții. Deci punem și vinovăția... Da. Sentimentul de vinovăție se poate deschide în viața noastră într-un mod foarte urât. Da, chiar și tragic. Da, exact. Dacă noi nu știu, nu, nu plătim la timpul potrivit, o să plătim altă dată, dar mai mult. Și atunci pentru mine au fost cumva și mai multe lecții era și un episod cumva cu mama mea în acel moment, pentru că eu m-a prins lumânarea cu intenția ca ea să fie în siguranță. Ea atunci plecând din, din țară a vrut să plece în Londra și mi-a zis că ceva nu a mers bine. Și am zis, doamne fie că această lumânare, pur și simplu mi-am pus așa intenție să o protejeze și am, cumva cu gândul la ea. Mm -hmm. Și când am venit, un alt al doilea gând pe care l-am avut a fost că cel puțin mama mea este în siguranță. Și uneori noi plătim altfel, pentru ceva ce ne-ar durea mai mult. Și eu mereu știu și am observat că Universul ne dă totuși cea mai ușoară variantă posibilă din toate pe care le putem duce noi. De aceea, nu există cu adevărat greutăți pe care noi nu mai putem duce. Asta a fost cea mai ușoară variantă posibilă și atunci am simțit că așa eu am plătit siguranța mamei mele. Și a fost cumva o chestie, o karmă comună ca să zic la noi neam, așa ne-am plătit și noi. Și a fost și o curățare, pentru că focul mereu este despre asta. Și acea durere m-a învățat foarte mult. Eu la, nefiind nimeni acolo care să mă ajute, eu în două săptămâni am făcut toată reparația, am chemat mește, am înțeles tot. Adică mi-am asumat așa o responsabilitate. Pentru că eu mereu dădeam vina pe altcineva, obișnuiam să zic că mi-e frică, că nu pot. Și starea asta de jertfă, de victimă, o să ne atragă niște lecții în care nu ai cum să nu devii creator, să nu-ți mm -hmm. asumi responsabilitate. Mm -hmm. Ei, și am ajuns așa într-un punct în care nimeni nu mă putea ajuta și în care eu trebuia să rezolv tot. Da, a fost dureros și da, a fost greu, dar în acel moment eu am înțeles că eu pot să schimb orice în viața asta. Dacă eu am făcut reparații, am dat totul jos, am chemat meștere, am știut ce Un să cumpăr. <laughs> exact, și am făcut tot, tot, tot apartamentul reparației. Adică, atunci am înțeles că nu, cred că e timpul să-mi asum responsabilitatea. Madalina, îți mulțumim că ai ajuns astăzi în studioul nostru. A fost o discuție foarte profundă. Cu siguranță vor avea revelații cei care vor urmări acest podcast și te mai așteptăm cu mare drag și la alte episoade de podcast. Vezi? Îți mulțumesc cu toată iubirea, cu toată inima și fie ca acest podcast să aducă pentru fiecare acel insight și acea lumină de care are nevoie să frumos ai spus. și îți mulțumesc că ești pentru tot ce faci tu ce frumos ai spus, îți mulțumesc și eu aici se încheie episodul nostru de podcast BZI nu uitați în continuare de fiecare dată când faceți cumpărături pe site-ul balcan.ro. aveți 10% reducere folosind codul BZI10 la revedere, nu uitați să zâmbiți